Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Astăzi vă invit la zodia Săgetător, cei născuți în Săgetător sau au ascendentul în Săgetător pentru luna iunie. Nu uitați că este o etalare generală, luați de aici doar elementele care considerați că vi se potrivesc, sunteți singuri responsabili de acțiunile dumneavoastră. Așadar, pentru Săgetător, luna iunie. Săgetător, luna iunie. Ok. Unii dintre dumneavoastră săgetători sunteți implicați într-o relație triunghiulară. Voi, partenerul vostru, nu mai contează, există am sentimentul acesta, am acest mesaj de relație triunghiulară, câțiva dintre dumneavoastră. Dar haideți să vedem despre ce este vorba în luna iunie pentru voi. Instabilitate. Dragii mei, probabil această relație de trio, poate la serviciu este și aveți probleme, multe responsabilități, multe lucruri care simțiți că nu vă reușesc, sunteți copleșiți, sunteți debordați, sunteți depășiți de anumite situații, anumite lucruri, lucruri care vă creează instabilitate, un ciclu care se repetă intelectual, fizic și emoțional. Aveți stări, stări de fericire, stări de tristețe, de la care treceți de la una la alta extrem de rapid. Lucru care vă oferă o instabilitate fizică. Stresul acesta și emoțiile acestea trăite intens, de la negativ la pozitiv, vă conferă în luna iunie o intensitate extraordinară, un ciclu fizic stresant pentru corpul dumneavoastră. În trecutul vostru ați evoluat foarte frumos. În familia voastră, în relația dumneavoastră cu colegii, în business, profesional, o evoluție foarte frumoasă a dumneavoastră. Ați pornit de jos și ați fost apreciați. Ați fost apreciați de anturajul vostru pentru ceea ce ați reușit. Ați fost, da? Ați fost. Este în trecut. În viitor, fericire. Deci lucrurile se vor așeza, vedeți? Plecați de la această instabilitate, dar probabil spre sfârșitul lunii lucrurile se vor așeza. Dar în primele două săptămâni, vedeți, veți continua în această instabilitate. Dar relație fericită, un contract, foarte, foarte frumos. Fericire. Fericire așa cum voi o numiți. Ce considerați dumneavoastră că este și înseamnă fericirea pentru voi? Ce simțiți în această lună iunie? Starea dumneavoastră de spirit în general. Vă este teamă, vă feriți de un rău anume pe care simțiți că cineva vrea să vi-l facă. Vă feriți de rău în general. Sunteți în gardă. Parcă nu vreți să răspundeți unor provocări care sunt în jurul vostru și simțiți că aceste provocări vin, se adună, da? Simțiți aceste provocări, dragii mei, da? N-aveți de ce să mințiți pentru că simțiți aceste provocări și încercați să ieșiți cu brio din acestea, încercați să vă apărați, da? De ceva anume, de cineva anume. În mintea dumneavoastră în luna iunie stau anumite documente legale, semnături, anumite acte, poate un divorț, poate lucrați cu acte, lucrați cu, deci cu mâna, cu ceva
în care necesită semnătură, sunteți responsabili pentru anumite lucruri, vă gândiți la ceva din punct de vedere legal, în temerea unei firme, semnarea unui contract, un divorț, orice are legătură cu taxe, cu justiția, cu etc. Da? Vă gândiți la aceste lucruri. Ce nu merge bine în viața dumneavoastră? Ce nu va merge bine în această lună iunie? Da? Ce încărcare, ce stres veți avea? Vă opuneți unei schimbări, vă opuneți destinului, luptați împotriva destinului. Destinul dumneavoastră este altul față de ceea ce aveți acum. În prezent, luptați împotriva acestui destin. Cât de mult puteți, luptați împotriva destinului. Luptați împotriva schimbării. Această schimbare trebuia să aibă de mult loc în viața dumneavoastră. Întârziați, întârziați și întârziați această schimbare. Nu vreți să renunțați la ceva anume, dar din păcate destinul este cel care va hotărâ. De aceea este și această instabilitate. Nu sunteți bine unde sunteți acum, ce faceți acum, nu sunteți bine. Din punct de vedere sentimental, luna iunie vă va distanța de persoana iubită și mai mult, da? Și mai mult, și mai mult, cel puțin în primele două săptămâni, pentru că aici în viitor vă dă fericire. Până la urmă lucrurile se vor așeza foarte bine. Dar deocamdată vă veți distanța, din ce în ce mai mult va exista această distanță sau pur și simplu dumneavoastră vă gândiți la o persoană care se află în străinătate, într-un alt oraș, într-o altă țară, într-o altă parte a colțului, a unei lumii îndepărtate de unde sunteți voi. Da? Din punct de vedere profesional, destinul vă oferă altceva. Probabil dumneavoastră faceți ceva în acest moment, iar luna iunie va trebui să schimbați ceea ce faceți. Să schimbați sediul la un business, să schimbați un business, să schimbați o meserie. Nu văd schimbare la meserie, nu. Văd mai mult o oportunitate în meseria pe care o aveți. Ceva, un nou drum, deci ceva care stă scris în destinul dumneavoastră că trebuie să faceți. Trebuie să realizați lucrul acela. Ce vă va face să vă simțiți bine? Este un verdict. Da? Vedeți aceste legi? Poate să fie pentru unii un divorț. Pentru alții orice documente legale, semnături, ștampile, stat, taxe, bun, va fi de partea dumneavoastră. Vi se va acorda un împrumut bancar, o ceva. Da? Ceva legal, de documente legale, un verdict de partea dumneavoastră. Cineva până la urmă va spune ok, vă va da ok-ul și iată această deschidere. În anturajul dumneavoastră, în luna iunie, ce va fi? Anturaj poate să fie soț, soție, partener, parteneră, copii, familie, prieteni, etc. Sunteți liberi să poziționați cărțile după descriere. Deci, în anturajul dumneavoastră, văd un bărbat care are o importanță deosebită. Dacă sunteți bărbați, aveți un prieten care vă ajută, căruia îi cereți sfaturile. Dacă sunteți femeie, această persoană este extrem de importantă în viața dumneavoastră. Are o importanță deosebită pentru voi. S-ar putea ca împreună cu acest bărbat să semnați un contract. Ceva vă leagă de acest bărbat. O firmă, o companie, ceva vă leagă de acest bărbat. Da? Este important pentru voi în luna iunie. Nu știu ce, dar dumneavoastră știți mai bine. Deci e ca și cum acest bărbat va veni cu verdictul și va spune ok, ok, semnați contractul, semnați, poate să fie ceva nou, un business, poate să fie, de ce nu, un contract de căsătorie, da? Dar în final simt un contract pentru voi, simt o semnătură, simt ceva legal,
Da, dragii mei? Haideți să vedem ce ne spun, nu știu despre ce e vorba, voi veți ști. Haideți să vedem, îngerii, ce răspuns au pentru dumneavoastră. O carte pentru cei născuți în Săgetător. Ok. Bun. Aceasta este răspunsul îngerilor. Stați un pic să-mi iau eu traducerea, că nu prea le am eu în, cu germana. Da? În traducere liberă, directă, este vorba despre foarte puțin probabil. Da? Adică la ce v-ați gândit voi acum nu se poate în luna iunie. Foarte puțin probabil. Dar vedeți, lucrurile se îndreaptă către bine. Așa cum am zis, poate spre sfârșitul lunii iunie, poate mai încolo, timpul este fluid. Dar foarte puțin probabil. Da? Răspunsul îngerilor. Dragii mei săgetători, aceasta a fost etalarea pentru voi. Vă mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă transmit iubire, putere și toate lucrurile să vă meargă așa cum vă doriți. La revedere!